Este un proiect în valoare de aproximativ 600 de mii de lei. Un proiect care la final își propune să avem niște indicatori, să spunem, de autoevaluare a activității instituției, dar și a fiecărui coleg în parte, pentru că permanent există subiectivism, că șeful nu este suficient de obiectiv, că președintele are ceva cu cineva. Este total greșit și vreau să demontăm aceste suspiciuni. Vrem ca, la final, să avem servicii foarte bune pentru cetățeni, dar să avem și personal foarte bine pregătit și un personal care să fie satisfăcut de evaluările pe care le obține. Adică, până la urmă, prin acest program, proiect, ne dorim să ca fiecare angajat, până la urmă, să se autoevalueze singur și, foarte important, să ne putem corecta împreună activitățile pe care instituția le desfășoară. Deci, acest proiect are ca rol implementarea cadrului comun de autoevaluare, garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului. Până la urmă, tot ceea ce facem noi, instituțiile publice, are la bază serviciile pe care le oferim și cu cât ele sunt mai bune, cu atât gradul de satisfacție al cetățenilor crește și noi considerăm că ne atingem obiectivele pe care le avem prevăzute conform legii. Față de celelalte proiecte pe care Consiliul Județean le are în implementare sau în evaluare, este un proiect destinat cu angajaților Consiliului Județean. Este un proiect pe care l-am depus în anul 2017, luna martie. Am semnat contractul de finanțare în 14.02.2018 și se va finaliza în 15.06.2019. El are o durată de 16 luni și cu o contribuție a beneficiarului de 2% în valoare de 11.961 de lei. Instrumentul CAF. CAF este un instrument pentru managementul calității. El este mulat pe activitatea administrației publice. Acesta este bazat pe o evaluare internă a modului de conducere și planificare strategică și a managementului resurselor umane, al parteneriatelor resurselor existente. Ca și obiective CAF pot enumera câteva dintre ele. Introducerea în administrația publică a culturii excelenței și a principiilor managementului calității. Ghidarea entităților publice către un ciclu complet, planificare, implementare, verificare și acțiune. Facilitarea autoevaluării unei organizații din sectorul public pentru a obține o analiză diagnostic și o identificare a direcțiilor acțiunilor de îmbunătățire. Obiective pot fi mai multe. Instrumentul CAF are patru faze. Faza de planificare, faza de implementare, verificare și acțiune. El este structurat în trei mari etape. Și avem etapa 1, organizare și programare CAF. În cadrul acestei etape avem organizarea și planificarea planului de autoevaluare și comunicarea planului de autoevaluare. Faza a doua este formată din alte patru activități și anume crearea unui grup de autoevaluare, organizarea instruirii angajaților, implementarea procesului de autoevaluare și un raport privind rezultatele autoevaluării. Cea de-a treia fază presupune planul de îmbunătățire sau și prioritizare. Aici avem elaborarea planului de acțiuni corective, comunicarea planului de acțiuni colective, implementarea planului de îmbunătățire și planificarea următorului exercițiu de autoevaluare. Noi ne aflăm în acest moment în penultima etapă, ca să spun așa, implementarea planului de îmbunătățire. Acum vă voi vorbi câteva aspecte despre proiectul nostru. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAF prin introducerea sistemului CAF și instruirea personalului la nivelul Consiliului Județean Ialomița în scopul implementării unitare a managementului calității și performanței administrației publică locale. Obiectivele specifice proiectului nostru sunt următoare. Îmbunătățirea managementului calității în Consiliul Județean Ialomița prin introducerea standardului CAF, creșterea capacității personalului din cadrul Consiliului Județean Ialomița de a implementa sistemul CAF prin realizarea instruirii pentru minim 20 de persoane, a schimbului de experiență pentru 15 persoane și a campaniilor de promovare la scară largă cu privire la beneficiile introducerii sistemului CAF.
Cel de-al treilea obiectiv specific îl reprezintă dezvoltarea și perfecționarea cunoștințelor și abilităților în domeniul dezvoltării durabile și a egalității de șanse pentru minim 30 de persoane din cadrul Consiliului Județean. În cadrul acestui proiect am avut de atins 14 rezultate. Primul rezultat constă în realizarea unui studiu privind implementarea CAF în instituțiile publice, similare din alte state membre. O metodologie elaborată pentru organizarea și planificarea autoevaluării în cadrul Consiliului Județean Ialomița pentru introducerea CAF, un plan de comunicare elaborat cu privire la proiectul de autoevaluare, un grup de lucru înființat la nivelul Consiliului Județean Ialomița pentru introducerea CAF, 20 de persoane selectate și instruite în aplicarea sistemului CAF la nivelul Consiliului Județean Ialomița, o metodologie de autoevaluare din punct de vedere al implementării CAF, un raport privind rezultatele autoevaluării, al optelea rezultat, planul de acțiuni corective elaborat pentru implementare CAF, atins prin realizarea de către solicitant activității 4.1, comunicarea planului de îmbunătățire a Consiliului Județean Ialomița în vederea introducerii sistemului CAF, implementarea planului de îmbunătățire la nivelul Consiliului Județean Ialomița, fază la care vă spuneam că suntem în acest moment, planificarea următorului exercițiu de autoevaluare la nivelul Consiliului Județean Ialomița, un schimb de experiență cu instituții, organisme publice internaționale în care a fost sistemul CAF implementat, campanii de promovare la scară largă cu privire la beneficiile introducerii sistemului CAF și al 14-lea rezultat, selectarea și instruirea a personalului din cadrul instituției care va participa la cursurile ce au ca temă de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse. Cam astea au fost informațiile în ceea ce privește proiectul derulat de către Consiliul Județean Ialomița. Este foarte important de menționat că acest proiect este unul care se va derula în mod constant, se va relua ciclu la un an sau doi, depinde în urma primului ciclu încheiat să stabilim modul în care se va relua, la termenul la care se va relua. Aș vrea să explic un pic mai pe înțelesul nostru în ce a constat acest proiect. Esența proiectului a fost, de fapt, realizarea și distribuirea și completarea unui chestionar de autoevaluare de către toți angajații instituției. Conform metodologiei CAF, acesta se poate implementa doar parțial pe anumite segmente din instituție sau pe toată instituția. Noi am optat pentru toată instituția pentru că am vrut să vedem modul în care sunt percepute lucrurile la acest moment de către colegii noștri. Aș vrea să subliniez faptul că fără toți colegii nu s-ar fi putut derula acest proiect, că au depus un efort deosebit să răspundă unui chestionar destul de stufos și pe alocuri un pic greoi din cauza limbajului de specialitate folosit. În CAF se evaluează 9 criterii, 5 criterii țin de activitatea instituției, iar 4 criterii țin de rezultatele pe care aceasta le obține în derularea activității. Ca urmare a faptului că a fost aplicat acest chestionar, am avut o rată de răspuns undeva la 70-80%. Au fost răspunsuri unele foarte interesante și care au demonstrat faptul că toți colegii au un interes deosebit pentru locul de muncă pe care l-au și că îi interesează să contribuie cumva la îmbunătățirea activității. Pentru că, de fapt, dacă se îmbunătățesc anumite lucruri, se îmbunătățește activitatea și crește calitatea serviciilor oferite cetățenilor județului Ialomița. De fapt, aceasta e esența proiectului. Calitate în ceea ce privește serviciile pe care le oferim. Ca urmare a chestionarului de autoevaluare, așa cum v-am spus, obținând un număr mare de răspunsuri, grupul de autoevaluare, compus din 20 de funcționari din instituție, care au fost selectați în așa fel încât să acopere o paletă cât mai largă, să fie din toate departamentele, să aibă vârste de la cei mai tineri la cei mai în vârstă, vechime de la cei mai vechi la cei care au foarte puțin experiență în Consiliu, s-a străduit să facă o sinteză a răspunsurilor și până la urmă o prioritizare a activităților care vor urma a fi implementate, deoarece propunerea au fost multe, însă așa cum știm, resursele sunt puține, ca de fiecare dată, atât resursele materiale, financiare și umane. Și atunci ar trebui să prioritizăm ceea ce ar fi mai important de implementat ca să ne sprijine într-o activitate viitoare.
Evident, după ce vom implementa acest plan de îmbunătățire, vom vedea cât la sută din el se va realiza, iar la următorul exercițiu vom pleca de la momentul unde am rămas cu acest prim exercițiu. Considerând, luând în considerare toată activitatea, noi spunem că a fost una bună și că am și lucrat ca grup destul de mult de ore împreună și am ajuns la niște rezultate frumoase. Din punct de vedere juridic, pot să vă asigur că toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului s-au desfășurat în condiții de legalitate. Activitățile enumerate de domnișoara Bunea, evident că au fost realizate în colaborare cu firme de specialitate. Au fost încheiate în cadrul derulării acestui proiect un număr de 7 contracte, ne luând în calcul contractul semnat cu Ministerul de Resort, pentru, în baza căruia contractul de finanțare era nerambursabilă. Obiectele contractelor au fost în principal prestări de servicii. Pe partea de achiziții publice, în primul rând, trebuie să respecti legea achizițiilor publice, legea 98 și 395, hotărârea de care prevede normele de aplicare. Normal, ca să poți să implementezi acest proiect, trebuiau derulate foarte multe achiziții. Foarte multe la nivelul a 7 contracte. 7 achiziții, de fapt. Dacă... Să încep cu primul contract care a fost încheiat pentru achiziționarea echipamentelor de licențe pentru echipa de management. A fost o cumpărare directă, a respectat toți pașii procesului de achiziție publică și s-a încheiat cu succes, s-a semnat contractul de achiziție publică. O a doua achiziție a fost o achiziție tot directă de materiale consumabile. La fel, a fost încheiat contractul de achiziție publică cu respectarea prevederilor legii. O altă achiziție a fost achiziția de servicii de arhivare, tot o achiziție directă, care s-a finalizat cu încheierea unui contract. O altă achiziție a fost servicii de consultanță, pentru realizarea studiului, care s-a finalizat cu încheierea unui contract de achiziție publică și o să mai enumăr încă 3 achiziții directe, mai ușoare, putem să spunem, de organizare de evenimente, implementare CAP, instruire și telefonie mobilă, care s-au încheiat într-adevăr tot cu un contract de achiziție publică, iar ultima achiziție, am lăsat-o la sfârșit, este vorba de o procedură simplificată care a urmat pașii pe care îi prevede legea în achiziții, care a durat un pic mai mult decât o achiziție directă și s-a încheiat tot sau s-a finalizat prin încheierea unui contract cu un ofertant câștigător. S-a stabilit decontarea prin mecanismul cererilor de plată și ulterior cereri de rambursare aferente cererilor de plată. În momentul de față nu suntem la final pentru că suntem cu cererea de plată numărul 5 trimisă spre verificare la minister și mai urmează o cerere de rambursare finală. Până în prezent s-au decontat 4 cereri de plată și o cerere de rambursare intermediară. Ca și sume, contribuția proprie a noastră de 2%, respectiv cele 4 cereri de plată și cererea de rambursare intermediară a fost în valoare de 6.538 de lei. Nu știu ce aș putea să vă mai prezint. Pe partea financiară totul a mers ok până acum și sperăm să fie și așteptăm decontarea cererii de plată numărul 5. Și să depunem și cererea de rambursare finală ulterior în luna iulie. Noi, ca echipă de implementare, am avut mai multe cunoștințe în privința acestui domeniu, pentru că am fost obligați să studiem, să citim. Față de colegii noștri care, în momentul în care au trebuit să completeze acest chestionar de autoevaluare, a fost un pic mai greu. Ne-am dorit, atunci când am prezentat acest chestionar,
ca fiecare să aibă deschiderea să, sau să-și dorească la fel de mult ca și noi, ca lucrurile să meargă bine și să îl completeze exact așa cum consideră, cum simt și cum văd că merg lucrurile în această instituție. Spunem noi că în proporție foarte mare lucrurile au fost exact așa cum ne-am dorit, adică colegii au înțeles exact ceea ce noi ne dorim și ceea ce ei trebuie să facă și au fost alături de noi chiar pe tot parcursul implementării acestui proiect. Le mulțumesc cu această ocazie și anunț că va veni un nou ciclu de autoevaluare și un nou chestionar și o nouă autoevaluare. Păi, chestionarele au fost secrete. Nu, obiective au fost deoarece ele au fost anonime, așa se specifică sau așa ar fi, așa e cel mai bine în acest, în implementarea sistemului CAF, tocmai ca omul să-și poată exprima exact opinia și părerea despre instituție, despre el ca angajat, despre conducere, despre tot ce înseamnă funcționarea instituției noastre. Deci noi considerăm că au fost obiective. Sau chestionarele au fost completate pe o platformă, deci nu au fost date pe hârtie, au fost completate pe o platformă, iar o firmă ne-a ajutat în implementarea acestui proiect și au centralizat extern toate aceste informații. Ulterior ne-au predat practic rezultatele autoevaluării. Deci colegii noștri au știut că noi nu avem în niciun fel posibilitatea să ne dăm seama cine cum a completat. Este un proiect pe care nu l-a mai implementat nimeni în ultimii ani sau noi nu avem la cunoștință. Se finanțează acum prin acest program sau suntem printre primii din România. Se dorește o calitate totală în administrația publică. Asta, cu siguranță, noi am avut experiență, am fost împreună experiența celor 7-6 zile de la Viena, am fost împreună la primăria din Viena, am lucrat acolo cu personalul de la primărie și am înțeles că probabil la a doua, a treia autoevaluare, atunci vom reuși să identificăm toate problemele. Important este că s-a făcut un prim pas la acest moment și am identificat de unde suntem. Că asta era o problemă. Să vedem unde suntem astăzi. După care, împreună, fiecare an, mulți ani de aici încolo, chiar dacă nu se va mai finanța prin programe europene, noi o să-l finanțăm din bugetul Consiliului Județean. Pentru că, până la urmă, această administrație trebuie să devină una dintre cele mai performante administrații din țară și, bineînțeles, dacă se poate, cea mai performantă din județ. Toată această parte de publicitate și promovare prin diferite materiale și pentru noi a fost ceva nou, a fost ceva și pentru noi ca angajați și pentru cetățeni în special, pentru că perfecționându-ne într-un mod bun, putem să răspundem cerințelor cetățenilor foarte, foarte bine. Și poate dacă uneori n-aveam curajul să spunem anumite lucruri, acele chestionare ne-au dat posibilitatea de a spune ceea ce ne dorim și în același timp de a ne evalua activitatea noastră ca funcționari. Să vedem unde greșim, ce am putea să îmbunătățim și sperăm împreună să ajungem la un rezultat bun. Deși nu am avut o funcție în echipa de proiect, am făcut parte din grupul de colegi care au trebuit să gândească felul în care trebuie să fie structurat sistemul de domenii, criterii și subcriterii care să fie în atenția angajaților Consiliului Județean, a conducerii acestuia, pentru a avea un instrument util, în primul rând, și relevant în ceea ce privește modul în care instituția poate să evolueze și a aduce o valoare adăugată la ceea ce se află în acest moment ca și structură instituțională și filozofie instituțională în Consiliul Județean Ialomița. Pentru mine personal a fost o sesiune de brainstorming permanent la toate întâlnirile la care am participat cu membrii grupului de autoevaluare, pentru că am putut să văd felul profund analitic în care aceștia
și responsabil în care aceștia văd instrumentele acestui mod de autoevaluare instituțională. Noi toți suntem familiarizați, sunt sigur și dumneavoastră, cu celebrul sistem ISO, care este un sistem de calitate implementat de foarte multă vreme în mai toate instituțiile publice și nu numai, dar care este un sistem foarte rigid și care se bazează foarte mult pe proceduri și pe documente, mai puțin pe partea introspectivă a angajaților și a conducerii acestor instituții. Ceea ce aduce nou acest sistem al cadrului comun de autoevaluare reprezintă tocmai această tușă personală pe care fiecare angajat al instituției o poate aduce și un mod personal în care poate să exteriorizeze ceea ce de fapt a interiorizat de-a lungul experienței profesionale în instituția respectivă. Și eu spun în acest moment că s-a reușit din acest punct de vedere o conștientizare la nivel de instituție a lucrurilor bune, a ceea ce mai trebuie făcut și sunt foarte bucuros că am ajuns la acest rezultat și consider că este un punct bun de pornire pentru ceea ce urmează ca și evoluție instituțională în acest moment. Împreună am analizat răspunsurile colegilor, am extras ideile principale, urmează ca în perioada următoare să implementăm concluziile pe care le-am tras. În planul de îmbunătățire au fost stabilite 13 acțiuni. O mare parte din ele, într-adevăr, se referă la eficientizarea activității. Una dintre acțiuni, ca exemplu, este reanalizarea fișelor de post și distribuirea sarcinilor în mod echitabil între angajați, pentru că se pare că există unii care sunt foarte încărcați, iar pe de altă parte sunt unii care nu depun atât de mult efort. De asemenea, au fost propuneri privind realizarea unor proceduri de lucru pe diverse activități ale instituției, asta tot pentru eficientizare, o procedură care se spune angajatului cum ar trebui să facă într-o anumită speță care este nouă, care nu e atât de bine conturată în lege și să-i ofere siguranța că acționează corect. Au mai fost propuneri referitoare la stabilirea unor proceduri privind stabilirea membrilor în comisiile de concurs. Se pare că aici a fost într-adevăr o nemulțumire destul de mare în rândul colegilor și ca atare se va realiza o astfel de procedură țintit. Deci sunt lucruri, concrete. Au fost propuneri referitoare la unul dintre criterii, resursele și cadrul asigurărilor serviciilor de mărirea spațiului. Pentru că colegii noștri au considerat că nu este îndeajuns spațiu, unii chiar au spus sediu nou sau închirierea unor spații adiacente pentru desfășurarea activității. Această propunere, eu spun acum, n-a fost reținută de grupul de autoevaluare, pentru că s-a considerat că sunt lucruri mai importante înainte, deși poate este o nevoie totuși a colegilor. Au fost propuneri privind instalarea unui lift, la fel nu au fost reținute, dar sunt propuneri, da. V-am spus, rolul grupului de autoevaluare a fost de a prioritiza activitățile și de a le corela cumva și cu resursele pe care le avem. Și pentru prima etapă, noi am considerat că sunt mai importante acestea care țin efectiv de desfășurarea activității și de modul cum am îmbunătățit chiar relația dintre colegi. Pentru că este clar, dacă unul dintre colegi se consideră foarte încărcat și îl vede pe celălalt lângă el că nu prea face mare lucru, de aici se dezvoltă o nemulțumire și starea de spirit generală este mai proastă. Da, a mai fost o propunere ca atunci când trebuie să părăsească instituția, colegii să nu mai facă bilet de voie pe care să-l semneze, să-l vadă președintele, nu, și să ajungă acea solicitare de părăsire a instituției la șeful direct, la director. Analizăm. Pot să-i asigur pe colegi că toate propunerile pe care le-au făcut le vom analiza tot împreună, vom decide cu privire la modul în care le vom implementa. Conducerea instituției, eu, domnul vicepreședinte Cătălin Grigore, domnul vicepreședinte Enel Gae, avem această disponibilitate să implementăm tot ce s-a identificat ca și nevoi, propuneri de îmbunătățire a activității
în urma acestei autoevaluări a instituției. Până la urmă, prin această autoevaluare a fiecărui coleg în parte, ajungem și la o autoevaluare a instituției și la autoevaluarea managementului acestei instituții, care, sigur că managementul ține și de președintele Consiliului Județean, de vicepreședinți, de directorii acestei instituții, pentru că, până la urmă, noi suntem în jur de 10 colegi care facem parte efectiv, 10, 12, 15 din conducere. Însă, noi avem aici, la acest moment, poate ne apropiem de 100 de colegi care, cu siguranță, au propunerea dumnealor și pe care trebuie să le luăm în calcul. De fapt, eu sunt pentru acest principiu al subsidiarității, adică propunerea să vină de la cel mai de jos coleg, cel care e prima treaptă în instituție, și în felul acesta să le îmbunătățim. Nu este suficient să avem un director foarte bun dacă avem subordine 2-3 colegi care nu sunt la fel de buni. Noi nu am făcut această autoevaluare pentru că ne propunem ca cineva să fie eliminat din această instituție, exclus așa ceva. Dar facem asta pentru că trebuie să identificăm până la urmă și calitățile fiecărui coleg. Este un instrument nou pe care noi vrem să-l folosim și trebuie să performăm cât mai bine posibil fiecare dintre noi cu aptitudinile pe care le avem, pentru că nu toți avem aceleași aptitudini, aceeași pregătire, aceleași informații. Și pentru a eficientiza activitatea, uniformiza activitatea în instituția aceasta, avem nevoie și de această autoevaluare. Sigur, e posibil ca unii dintre colegi să nu se regăsească până la urmă în activitatea pe care o fac, pentru că, haideți să fim corecți, în România nu s-au orientat angajații, în primul rând, după plăcerea de a face ceva, da? Pasiune, ci s-au dus, cum este și firesc în aceste perioade, după veniturile financiare. Este posibil ca unii dintre colegi să simtă că, domnule, indiferent ce venit aș avea, eu nu mă simt confortabil și dacă stau o viață profesională de 40 de ani într-un loc unde nu mă simt bine, haideți să spun ce nu-mi convine. Și atunci poate găsim și alte soluții pentru a rezolva și aceste probleme. Eu cred că fiecare dintre colegii noștri au calitatea de a se adapta și de a-și îmbunătăți activitatea profesională zilnic. Pentru că, până la urmă, eu mă pregătesc zilnic, toți colegii mei trebuie să se pregătească zilnic, pentru că, nu trebuie să vă mai spun, dar jumătate din viața noastră noi petrecem împreună în această instituție. Viața profesională, suntem 8 ore, 8 ore în fiecare zi la birou, 8 ore dormim, mai ne rămân 8 ore pentru familie și celelalte activități. Așa că eu țin foarte mult și colegii au identificat foarte bine nevoia acestui spațiu. Chiar dacă eu am insistat cu mult, de mult, și am spus că această instituție va avea nevoie de un spațiu de o infrastructură care să ofere acestor colegi toate condițiile pentru ca ei să performeze. Am făcut de fiecare dată o comparație, poate nu este cea mai potrivită, cu domeniul sportului, unde, indiferent cum îl cheamă pe antrenor, indiferent ce jucători ai, dacă terenul este plin de gropi, dacă nu ai toate condițiile, rezultatele nu sunt cele pe care ți le-ai dori. Așa se întâmplă și în administrație. Trebuie să le oferim, în primul rând, infrastructura. E de datoria noastră să o facem, după care condițiile necesare, pregătirea necesară, după care începem să și cerem. E adevărat că nu s-a procedat așa cum mi-aș fi dorit și cum cred eu că era un curs firesc. Dar s-a întâmplat asta pentru că noi am venit cu o presiune foarte mare, aceea a absorbției fondurilor europene, a programelor naționale, și n-am avut timpul necesar să reglăm și aceste mecanisme interne de funcționare, și asta a dus și la mici scurcircuite și interpretări eronate a unor colegi cu privire la ceea ce ne propunem noi. Nu, noi ne propunem să performăm în cele mai bune condiții și, ca și obiectiv al meu, unul dintre obiective, este și acela ca acești colegi cu care eu lucrez zilnic și cărora le mulțumesc și pentru acest proiect și pentru toate proiectele, să simtă că ei fac parte din tot ce se întâmplă în această instituție, din succesul acestui județ, din creșterea calității vieții. Fiecare dintre ei vreau să se simtă că fac parte din aceste obiective
care sunt până la urmă cele prevăzute de legislație.